problema neexecutării deciziei CEDO în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistriană va fi examinată de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei în perioada 4-6 martie. O hotărâre în acest caz a fost pronunțată de Marea Camera a CEDO pe 19 octombrie 2012. Astfel, în alta curte a recunoscut violarea dreptului la educație în raport cu Federația Rusă. Curtea a decis ca reclamanților să li se acorde cu titlu de prejudicii morale 1 și 20 de de euro și 50.000 de, de euro cu titlu de costuri de reprezentare. Anterior, Comitetul de Ministri a adoptat o declarație prin care a solicitat autorităților Federației Ruse să ofere informații relevante rapid sub forma unui plan de acțiune sau raport pe marginea executării acestei cauze. Acest fapt a dus la creșterea și accentuarea presiunilor asupra liceilor cu predare în limba română din partea administrației de facto a regiunii.